Noi lucrăm numai în minus, numai în minus. Motorina scumpă. Niciodată nu s-a gândit domnul Chirtoacă că trebuie poate la băieții ăștia o piață mai ieftină, o petrol mai ieftin. S-a gândit vădată domnul Chirtoacă la asta? Și așa ele sunt mari amendele astea, unde 2000 de lei amendă. De unde e zărplată așa? Dacă noi nu avem zărplată, și avem acolo? Tot s-a scumpit de 10 ori mai mult decât a fost până acum. Și noi toate piesele cumpărăm mai scumpe. Motorina s-a scumpit de câte ori și prețul tot așa l-a rămas și ne ducem în minus. Pentru că amenzile de acum sunt foarte, foarte mari. Dacă încă mai ridică, în diopște ori se închidă, lumea nu vrea să lucreze. Lumea nu poate munci pentru, din cauza la chestiile astea. Ei, ar trebui să ridici, pentru că motorina e foarte scumpă, dar eu știu. Asta primărie hotărăște. Când a fost de ales primarul, toate rutierile, adică au ales primarul, domnul Chirtoacă. Dar domnul Chirtoacă, în ultimul timp, legat de noi, de toate rutierile din Chișinău. Noi nu avem nimic, putem, dacă nu ar ridica prețul, noi lăsăm, pur și simplu, noi degeaba lucrăm. Aș dori, dar noi nu putem face nimic, asta dăm domnul Chirtoacă, din direcție, trebuie să gândească. Noi, motorina e scumpă, e clar lucru, dar așa nu ne iese nimic.